Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului. În această seară discutăm despre ucidere din culpă. Acestea au fost cuvintele care s-au aflat pe buzele tuturor în decursul acestei zile, după ce informații venite dinspre Craiova ne-au arătat că un medic renumit, chiar fostul șef al Spitalului de Urgență din Craiova, a fost reținut pentru ucidere din culpă, fiind vorba de omorârea, într-un fel sau altul, a patru pacienți, doi fiind chiar din Târgu Jiu. Deci, practic, acest medic este acuzat pentru uciderea a două femei care s-au dus la Craiova să fie tratate de acest medic și au ajuns câțiva metri sub pământ. Tot astăzi, la foarte scurt timp de la această informație, a apărut și informația cu domnul Gheorghe Neață, care revenise între timp la spital. Știți că doctorul Neață a fost reținut pentru luare de mită, dar pentru că așa este legea, cu hibe, medicul a avut posibilitatea să revină din nou în câmpul muncii și să își exercite profesia pentru care sunt dovezi că a luat mită. De data aceasta, acuzațiile la adresa lui Neață sunt mult mai grave, se discută tot de ucidere din culpă, victima fiind o femeie de la Scoarța, o pacientă de-a sa care ar fi murit în urma unei operații făcută, realizată defectuos de medicul Neață. Practic, acestea sunt cele două subiecte ale serii. Vorbim despre ucidere din culpă, despre faptul că ne ducem la spital și murim cu zile, despre faptul că plătim o viață asigurări medicale și atunci când avem cea mai mare nevoie de un medic sau de serviciile medicale pe care le plătim timp de ani buni, atunci primim în fund un mare șut și nu numai atât, nu se limitează lucrurile doar la a nu fi vindecați și a ajung mai departe la a fi omorâți. Evident, discutăm și despre viața comunității, discutăm și ceea ce se întâmplă în mediul politic acum în precampanie electorală, cu doar câteva zile înainte de Paște, în săptămâna mare, când politicienii discută totuși despre politică și nu despre sărbătoarea care ne bate la ușă. Invitatul meu din această seară este domnul Ion Fugarul, știți cu toții, consilier local la Târgu Cărbunești. Vom vedea unde va candida și domnul Fugaru anul viitor, pentru că și candidatura dânsului este discutată așa la Bursa Zvonurilor. Bună seara, domnule Fugaru! Bună seara și bine v-am regăsit! Domnul Fugaru, m-ați văzut, vreau să încep cu alea rele și să le lăsăm la final pe cele bune. Ați văzut și dumneavoastră, cum am văzut și noi, două informații astăzi în presă locală, presă centrală, ne-au bulversat. Vorbim despre doi medici cunoscuți, unul de la Craiova, unul de la noi. Cert este că nu ai nicio siguranță, fie că pleci dincolo de granițele județului, că n-ai încredere în personalul medical din Gorj și te duci să te vindeci la Craiova, fie că pleci în altă parte, riști și iarăși riști să îți pierzi viața pentru că un medic este mai interesat fie de bani, fie să nu-și facă treaba pentru care a depus un jurământ. Toți suntem bolnavi, ca să nu zic altfel. Toți avem probleme de sănătate, toți plătim asigurări și primim în schimb ce? Primim în schimb firmele de servicii funerare. Da, crud, este, dar adevărat. Din păcate, da, asta este viața în spitalele din Gorj, pentru că nu avem instituții ale statului. Avem ce să... Oamenii, vedeți dumneavoastră, în loc... Noi suntem de vină, nu sunt cei care conduc instituțiile. Vedeți dumneavoastră, vine președinte Consiliului Județean, da? În campania electorală. Domne, să mă bătați și cu frunte cu domnul Weber și cu toți primarii, care primarii și ei moți. Dar uite, și din cauza doar PSD-ul, lor... Toți au făcut toți, așa. Toți, adică toată toți, lumea. Toți, dar, domne, noi în loc să-i întrebăm, bă, ce faci tu pentru sănătatea din Gorj? Ce faci tu pentru binele oamenilor din Gorj? Întreabă cineva așa ceva. Nu, să uită să vadă cine mai e în plasă, cât mai e, cât de mult. Eu, dacă e să fac așa pe avocatul diavolului, ar spune că au făcut investiții. Și, într-adevăr, s-au schimbat... Da. Felul sau confortul pacientului în unitățile spitalicești de la nivelul județului Gorj. Acolo putem să spunem că există o excepție a medicului Niculescu, care din punctul meu de vedere este singura excepție din partea de sănătate a județului Gorj. Dar adică o excepție pozitivă, ziceți dumneavoastră, adică un medic apreciat, un medic care nu se uită ce îi bage în buzunar.
Da, salutat să aducă toate felurile de scule, să promoveze foarte mult sănătatea din gor, dar din păcate și dumneavoastră s-a dat la o parte din cauza unor oameni care conduc sănătatea pe pile și pe relații. Cum mai este posibil, domnule Fugaru, și acum să discutăm de pile și relații în condițiile în care sistemul sanitar din România este foarte bine plătit? Da. Practic aceste persoane n-ar trebui nici măcar să fie tentate să le dai ceva. Păi, doamnă, problema este foarte clară. Toți directorii care sunt puși acolo să conducă aceste unități sanitare nu fac altceva, doamnă, decât să ia lista președintelui Consiliului Județean sau primarilor și să angajeze. Nu să fac angajări prin concurs, nu să fac numai pe pile și pe bani, care știm cu toți despre ce discutăm. Dacă îți arăt așa cu degetul, m-aș îndrepta spre spitalul de la Târgu Cărbunești. Unde s-au făcut foarte multe acuzații, știți, în spațiu public. S-au făcut despre asta vorbesc. Da, s-au făcut acuzații, dar eu am fost de curând, cred că 2-3 săptămâni, cu primarul orașului Târgu Cărbunești și chiar am văzut despre ce vorbea și dumneavoastră, modernizările care s-au făcut. Deci condiții sunt, asta nu le tot ce am văzut acolo, tot ce am văzut acolo, am văzut în spitalul militar, în spitalul Foișorul de Foc din București. Deci exact cu sonerie la cap, priză la cap, toate posibilitățile. Deci adevărat confort în spital. Asta nimeni nu neagă. Până la urmă și Consiliul Județean și-a făcut draba și primăriile care au avut pe raza localităților lor spitale. Nu vorbim din punct de vedere al modernizărilor, vorbim din punct de vedere al angajărilor. Păi sunt medici, doamnă, sunt medici foarte buni. Nu vorbim de aceste... Uite, zice cineva, Niculescu, Neagu și mai sunt câțiva. Da. Eu deci sunt câțiva medici etalon. Chiar vă rog, deci, stați puțin. Dacă mai aveți medici pe care vreți să-i enunțați ca bună practică, vă nu numai dumnealor. Mai sunt medici care sunt foarte buni, dar sunt foarte mulți care nu pot să-și desfășoare activitatea în condiții normale, având în vedere personalul, asistentul medical. Deci asistența medicală. De acolo pleacă tot. Adică medicul este bun, dar medicul n-are cu cine este lucra? Bun, dar n-are cu cine lucra, pentru că acele... Doamne, vin de la cofetărie, acele de la angajări de la bucătărie, de la bucătărie și sunt angajate le luăm pe asistente le luăm medicale. Le luăm pe fiecare în parte și să vedeți că... Și cine 90%? Se devine, domnule Fugaru? Zice, ce să mai vorbim de asistentele politica. Care nu știu să pună o perfuzie? Da, corect ce spune. Nu, sau să-ți tragă sânge. Nici, deci și ar ruga. Eu cam la 6 luni fac analizele. Și eu merg la o policlinică privată. Care vreau, și vreau să dau, da, vreau să dau un exemplu foarte clar. Mă duc în spital, îmi sparge vena de 4-5 ori și mă duc la clinica privată. Rare ori mi s-a întâmplat să mă înțepe a doua oară. Să știți că eu am pățit invers. M-am dus la laboratorul din spital și mi-au găsit vena, dar m-am leșinat de vreo 3 ori pe acolo, m-au plimbat cu căruciorul, deși mi-au găsit vena foarte ușor. Da. Sunt o fricoasă de felul meu. Și m-am dus și la privat și m-au ținut o jumătate de oră până să-mi găsească vena și am mai leșinat și acolo de vreo 3 ori. Deci ca să fie treabă. Nu știu care este marea diferență dintre privat și stat. Și eu aș prefera privatul, să vă spun la modul cel mai serios, deși experiențe similare le-am avut aproape și într-o parte și într-alta. Deci, dar prefer să plătesc, iar asigurarea de vedere, mea, da, nu știu, se duce pe undeva. Din punctul meu de vedere, privat e mai responsabil. Știți de ce? Dacă unul dintre angajați nu corespunde o dată de două ori, se întâmplă și astfel de greșeli, că să nu credeți că și la mine vin și spun că știe nu știu câte meserii și în final când îl pui să în practică... Nu știe să fac o cocă. Da, ce să mai discutăm despre? Să pună da, și bani, că vedeți dumneavoastră... Și pretenții ridicate, nu? Da. Ce se întâmplă? Exact cum se întâmplă în mediul asistenților, așa se întâmplă și la noi în cazul producției. Dacă vine cineva nou și vrei să... El ăla nou are pretenții să ia câte la vechi. Așa se întâmplă și în sistemul de sănătate. Zice, dacă nu știi să faci o injecție, ale vechi, bun să plece lângă ele. Așa se întâmplă în toate părțile. Nu te mai acceptă
colectivul. Și când nu te acceptă colectivul, rămâi fiul ploi. Dincolo este că e angajat pe listă, de mediul privat zice, n-am ce să face. De cert mâine. Este că angajări în sistemul sanitar se fac, ăsta nu ar fi un lucru rău. Nu. Eu zic că angajările masive, din fericire, din păcate, acum după fiecare, s-au făcut cel mai mult atât la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, ca urmare și a capacității, dar din ce știu eu și la Cărbunești, de, asta este situația. Doamnă. Sunt multe secții, a fost secție COVID și așa mai departe. Vorbim de o unitate spitalicească cu 600 de angajați. Da, foarte mult. Cred că Spitalul Județean are 1000, 1000 despre și, deci o adevărată fabrică. Despre ce discutăm? Sunt 600 de oameni acolo. Deci o pădure fără uscăciuni nu există. Sunt oameni de toate felurile. N-are cum acolo. Vedeți, din punctul meu de vedere, sistemul politic a dărâmat tot. Tot și învățământul, doamne. Păi și mai băgăm și politica poate în sănătate, până în acolo, încât să spună în pericol existența. Deci, am avut recent pe domnul Aldescu aici. V-am spus să separăm lucrurile. Doctorii, medicii sunt medici. Nu avem ce să discutăm. Foarte mult dintre ei care cunosc își fac datoria, dar și cu cei care am mai discutat spun în felul următor. N-ai cu cine și de multe ori să știți că ei se apucă să ia foarfecile care le trebuie. Ei, că dacă știți un chirurg sau un ăla, furnicuțele de acolo, cineva știu, trebuie la să mână, știe fiecare corect ca să nu pune mâna. Dar decât să se enerveze, mai bine pune mâna pe foarfecă sau pe instrumentul care sau ce-i trebuie, face și așa mai departe, decât să enerveze, pentru că acolo lucrez cu corpul unui om. Dar mă rog. Lucrez cu corpul unui om, dar uite că se întâmplă și tragedii și ați văzut astăzi doi pacienți de la Târgu Jiu, tratați de un medic celebru la Craiova, au murit, au decedat. Medicul s-a ales cu un dosar pentru ucidere din culpă, o persoană foarte cunoscută în mediul sanitar, medical, de acolo din județul vecin, din județul Dolj. Dar avem și problemele noastre, bubele noastre aici. Este domnul pe care îl vedeți pe ecran, este medicul de la Craiova. Dar avem și pe ai noștri, ca să nu spun altfel, doctorul Neață, prins cu mită. Până la urmă prefer să fie vorba despre mită decât despre ucidere din culpă, dar cu asta cred că i-au pus din capac. Din păcate și din nefericire, tot în zona noastră a Gorjului, dar asta e din cauza sărăciei, se aude de această corupție și această mită. Eu vreau să vă spun că am fost în spital în București, unde nici nu vor să audă de așa ceva. Pot să spun și același lucru, să știți. Și eu am întrebat acolo după, doamne, dar totuși se întâmplă ceva. Zice, doamne, cadrul medical când se învață la bani aici, ei astăzi, ei mâine, ei poi mâine, da? 5, 10, 15, 20 de ori, cât îți merge. Dar la un moment dat te prinde și ce e mai preferabil? Să rămân cu mita servici, care cu am mita? Încasat-o sau să mă dea afară, că aici nu se discută. Te-a prins, ai și plecat, nu, că te ține 24 de ore. Că te deci ține. Comisie de disciplină și zbori. Da. Din păcate toate ministerele sunt corupte și ne prefacem că totul merge perfect, spune un telespectator, și la Bumbești și eu se fac angajări pe bandă rulantă, spune altcineva. Doamnă. Eu am văzut acum la Motru 10 posturi, personal auxiliar, Spitalul Motru l-a scos la mezat, doamnă, acum înainte de Paște, dar vorbim de infirmiere și de personal de curățenie. De ce spun că mediul politic este vinovat? Deci, dezastros, doamnă. Exact ce spun acești oameni, da? Și din toate zonele. Doamnă, acești politicieni chiar ne ia de proști. De ce spun asta? Și trebuie să înțeleagă toți ca să se uită la noi. A ajuns Ioana Petrescu, fosta ministra finanțelor. Așa. Omul lui Ponta. Să nu zic altfel cum i-a zis. Nu mai spune cum i-a zis Băsescu. Presa, da? Cum i-a și zis, cum i-a zis Băsescu atunci. Da. Așa, bun. Aici, din punctul meu de vedere, este o rușine a președintelui Consiliului Județean și a PSD-ului. Că au adus-o pe că Ioana conduc, Petrescu să împartă banii de la nivelul ei conduc Gorj. Județul. Oare în Consiliul ăla județean, pentru ce avem funcționarii aia, să plimbă doar niște hârtii, vine Ioana Petrescu, ce să știe Ioana Petrescu despre județul Gorj, doamnă? Ce a citit de pe Wikipedia, nu știu. Da, de ce pe, îi spune, de pe Google. Ce îi spune, da, ce îi spune, sau ce îi spune unul și îi dă lista și zice, faceți și dumneavoastră. Unde e posibil, cum e posibil să vină această, și banii se dau prin asociație, doamnă?
Deci, adică trece prin filtru Ioana Petrescu? Ioana Petrescu nu trece. Deci cele 500 de milioane care se împart în județul Gorj pe fondul de tranziție, vine Ioana Petrescu și ne spune care sunt prioritățile județului Gorj. Pe am înnebunit. Știe fata aia la București ce este în Gorj? Știe. Mafia. Știe. Doamna, cum să împartă banii. Spune, aici spunea, este domnul, vorba de cu totul și cu totul altceva. Vedeți, știți, la un moment dat să-mi vorbea în cadrul politic la ei. Ponta nu mai are ce căuta, Ponta nu mai cutare. Cum, domne, Ponta nu are ce căuta în Gorj, da? Când Gorjul, din păcate, în Gorj Ponta face cărțile. Face la primăria municipiului Târgu Jiu, are viceprimar, da? Da. Este vorba de primarul, este vorba de partidul lui, Pro-România. Noi vorbim de partidul. Are zona metropolitană. Are zona metropolitană care o conduce tot Ponta. Și atunci vorbim avem de aceasta. Avem la Consiliul Județean pe Ioana Petrescu. Avem la Consiliul Județean, i-a chemat domnul Ponta, vă spun tot pe surse, pe cei din care conduc PSD-ul și i-a chemat. Bă, trebuie să-i dați cu Ioana Petrescu să ia din banii ăștia, din 500 de milioane. Și noi spunem că ei sunt... Noi nu știm, cu Ponta n-are ce căuta la noi. Da, unde e opoziția, domnule Fugar? Unde, okay. Avem, unde e opoziția? Adică noi avem opoziția. Se văd, sunt, da? Doamnă, noi sunt, le sesizăm. Sunt cumpărați. Unde e opoziția care spune, băi, fraților, voi ce sunt faceți aici? Doamnă, pe cine mai vine pe aici să mai spună, adică, doamnă? Cine îl trage de mânecă pe Ponta? Doamnă, a ieșit astăzi, ați văzut pe cele 20 de miliarde, da? Care e golul României. Atenție ce vă spun, vă spuneam în ianuarie, pentru că mai am defectul ăsta, citesc foarte mult în analizele astea economice. Spuneam în ianuarie că România, și mai sunt mai o lună jumate, pe la sfârșitul lui iunie va intra faliment. Păi oricum, închidem termocentralele, închidem grupurile. Nu, dar știți de ce, doamnă, vă jurăți acum, ce fac? Să-și aducă toți aminte care sunt mai în vârstă. În mai 2010 a ieșit Băsescu. Și a spus exact după Paște, asta ni se întâmplă și acum. Și Băsescu să taie, să taie. Ce fac, doamnă, acum? Să luptă? Ei aruncă pisica din curtea PSD-ului, din curtea PNL-ului, PNL-ul din curtea PSD-ului. Fac tăieri, doamnă. Doamnă, de știți? Tăieri. Păi n-ați văzut acum că se vorbește de bugetari. A, deja încep, păi acum, în precampanie, considerați că păi vor ce face să facă, reduceri doamnă, salariale? Pentru că, doamnă, știți de ce? Că așa scrie analiza aia din ianuarie. Dacă nu se va ajunge să se taie, dar nu le place la politicieni că nu mai ia voturi. Și spuneam felul următor, se va ajunge în situația în care se vede că clar că se va ajunge, ați văzut, uh-huh. Banca Mondială ne-a spus astăzi că avem inflație de 10%, oficial. Așa, și ce se schimbă? Păi ce se schimbă? Că nu ne mai dau împrumuturi, doamnă. Oamenii ăștia nu mai pot să facă împrumuturi, de asta trebuie să facă această, să taie de undeva. Le dau eu soluția, doamnă. Să vedem și lui domnul Weber și lui domnul Iordache. Să le dea soluția asta care vă spun eu acum. Să pui mâna, să se urce mașini, să plece și la Ciucă și la Ciolacu. Să le tai indemnizațiile la consilierii locali și la consilierii județeni, doamnă. Care domnul Ucară, acum când s-au mărit? Doamnă, nu poți să te duci două ore să ridici mâna în Consiliul Județean să iei 3.000 de lei, doamnă. Pentru că aia care sunt la comisie ia 3.000 de lei. Sau plus. Acum cred că s-a dus în 4. Plus. Brut, 3.000 de lei și dacă mai ești în vreo comisie, da, gen a top sau de, nu știu ce, știți de ce, de ce există această soluție, doamnă? Pentru că, de ce să tai? Tai și la funcționari dacă va fi nevoie. Pentru că și acolo sunt foarte, sau faci reduceri și plătești pe aia de muncesc de duble salariile. Pentru că sunt 50% care plimbă hârtiile dintr-un birou în altul. Nu, doamnă. Nu-i convine să stea consilier județean sau municipal, pentru că ăștia stau după afacere acolo, doamnă. Să plece. Nu-i ține nimeni cu forța. Aia trebuie să facă și Ciolacu și Ciucă. Să nu spună că n-are țara bani. Ia să le taie toate. Doamnă... Mi se pare o greșeală imensă dacă intenționează să facă așa. Și gândiți-vă că luna viitoare trebuie să se facă rotativa. Credeți și... că PSD, care e un partid social... Doamnă, dacă au respect... Va tăia, mă doamnă. Stați puțin să ne înțelegem altceva. Dacă au respect pentru populația acestei țări, așa să facă, pentru că la vot sunt 9 milioane care vin, așa sunt, să folosesc de clica lor, clica lor s-ar putea să stea acasă în ziua votului, că nu o să le mai convină, că dacă le taie și asta, și s-ar putea să iese nehotărâță, care sunt undeva la 80% acum în asta, și pleacă acasă cu totul, doamnă. Aia e.
Cum? Știți cum e, am auzit atâtea variante de genul spune, acesta, spun, că, dar oamenii acceptă, de asta spun, domnule Pugaru. Câte acceptă, mișcări de stradă ați văzut? Acceptă, doamnă, eu de asta spun. Ne merităm soapta, dar poate ne vine mintea la cap și în 2024 vrem să-i ascultăm. Ce vor să ne mintă? Ce să ne mai mintă? Ce... N-ați văzut cu abuzul în serviciu? Pe cui convine, doamnă? Cui convine să nu stea, azut, le dăduse, cât le dăduse, 50 de mii sau... Da, de euro. De euro, de să euro. Să fie pe la 2 miliarde, la 2 miliarde jumate să fie limita. Deci putea să, nu, la 250 de mii de euro. Da. Deci la 9, la... Vorbeam de câteva garsoniere, nu știu cine calculase în garsoniere, da. Puteau să deci fure 250 ca să nu li se de întâmple euro nimic. Care să nu se întâmple nimic. Deci ăsta este sistemul politic care este... cel mai toxic la această oră, nu păcat de mine, că eu sunt unul care am trecut prin viață, dumneavoastră mai sunteți și dumneavoastră trecut, suntem, dar viitorul copiilor, copilul dumneavoastră, nepoții mei și așa mai departe. Ce facem? Pentru ei ce facem? Educația e la pământ, doamnă. Ați România văzut ce se educată, întâmplă? Domnul Fugaru. România educată? Cu elevii care vin și doamna, ați văzut că a fost pe tot Facebook-ul acel caz de la Ploiești. Să duci să faci acele schibitii și acele scene. Asta este educația. Asta dincolo este... de ușile Nu vorbim de părinți. Bun. Părinții s-ar educa după învățământ. Să vă spun și cum s-ar educa. În momentul când știe că copilul lui rămâne repetent și nu face și nu trece ora, le ducă de la ea el, că se face de râs el în sat, că copilul lui e repetent. Nu, doamnă, nu părinții. Părinții au vina lor. Dar sistemul educațional, pentru că sistemul educațional a luat frica, că vezi, doamne, se duce la poliție și pentru că așa a lăsat politicienii, știi, și vin polițiști, bă, dă, ce-ai căutat să-i dai tu o palmă elevului și așa mai departe. Nu, doamnă, de acolo, din sistem trebuie plecat. Copiii, am văzut că s-a luat și decizia... Scăderii, că au scos și aia cu exmatricularea. Da, deci practic numai ce să-i face elevului, da, ca să-l sancționezi. Am văzut, au fost sancționat cu scăderea 6 puncte la purtare și rămân repetent. Da, și asta e o măsură. Dar nu numai în cazul ăla. În toate cazurile, doamne. Dar educația, România educată, a ajuns cu acești dascăl să se împrumute de țigări cu elevii. Pentru că la salariile profesorilor nu s-a mai umblat de o lungă perioadă de timp și știți foarte bine că și profesorii au ieșit în stradă. Profesorii nu sunt doctori, domnule Fugaru. Doamnă. Profesorii nu pot omorâ elevi. Doamnă, sunt de acord cu și cu dumneavoastră, dar știți ce se întâmplă în această perioadă? Acum când vorbim, când domnul Heiuș iasă și spune, gata, pe ei călare, în următoarea lună să facem, să aducem bani la buget. Eu i-aș da și dumnealui o soluție, să înceapă cu ei, cu șefii de antifraudă, care au milioane de euro și nu-i controlează nimeni. Aia trebuie să facă Heiuș. Ați văzut vreo comunicare de la Antifrauda Târgu Jiu în ultima perioadă? Cine păi a fost sancționat, cine a făcut, cine nu a făcut? Dimpotrivă, știți că noi aici, de aici, de la acest pupitru, am făcut niște acuzații. Da, am făcut și le fac și în continuare. Și a făcut cineva ceva, domnule Fugaru? Eu... Adică a luat vreo măsură cineva la ceea ce am sesizat noi aici? Eu... Probabil... Hai ca o paranteză, facem și o paranteză. Acum câte seri, acum câteva seri în urmă, a fost înainte de Florin, vinerea Florin, și a făcut și pe la undeva, pe la Stănești, la o pensiune acolo, dar și-a trimis numai colegii, că a avut frică în ziua respectivă, că îi vine comunicarea la București, că nu mai e pe funcție. Ăștia deci există tremură oarecum scaunul șefului de la Antifrauda. Va tremura, doamnă, da, da, și am curajul să spun public că se va întâmpla, să zicem, dacă l-apucă mai e bine. Eu, deci am curaj să spun lucrurile astea. Pentru că, doamnă, tot ca o paranteză, să te apuci, au lucrat, noroc că unul dintre oamenii cu care s-a stabilit, care n-a vrut și a refuzat, a fost un director din finanțe, ca să zicem așa, că un berbec sau un incompetent din poliție, un ăsta după funcții, se pusea să-mi facă dosar pentru 3.000 de lei.
Pentru 3.000. Pentru mine, să știți că mă bucura chestia asta, să mi-l fi făcut, dar n-a vrut ăla, să plecat de aici, să fură, să face evaziune aia care, despre care vorbește fugarul la televizor toată ziua, că să faci 1 miliard pe zi, în care sunteți implicați și voi șefii din politici și din deconcentrate, și nu luați nicio măsură și fac eu astuia pe ăsta când o ieși în televiziune și spune că e politic cu 3, dosar de 3.000 de lei evaziune fiscală, îl luăm foc cu toți. Deci vreau să vă pregătească ceva, da? S-a pus, dar nici nu era. Pentru că noi vorbim de aia 3.000 de lei, este vorba de materia primă a unei zile de producție. Deci este vorba despre care, controlul acela când au venit care eu, cu mașinile care și v-au oprit mașinile de transport în trafic? Da, dar n-au găsit nimic acolo. Și au vrut totuși 3.000 de lei pentru 3.000 după ce v-au luat șoferii, v-au oprit mașinile, da, au controlat, corect. Au controlat puncte de lucru. Pentru 3.000 de lei, dar sunt și fraier, eu ar fi vrut, pentru că știu toți economiștii ce spun acum. Producția din ziua respectivă e nedefinitivată. Și aia pot să o definitivez în cele 24 de ore. Deci n-ai, eu, pe mine mă bucura să vede că ăla era iar dosar politic și știu că ei urmăresc asta, da. Ca să faci mie, dar nu vor să vă scoată din joc pentru o eventuală candidatură? Sau de ce îi încurcă fugarul? Că vine și spune lucrurilor pe nume la televizor, că merge în presă și arată cu degetul pe unul și pe altul? Păi, doamnă, asta e realitatea, doamnă. Că sunt tot mai puțin care fac asta. Doamnă, adică... dumneavoastră știți foarte bine și ați văzut toate lucrurile astea. Hai să comparăm piețarii care mai muncesc, care mai fac, care au câte un butic așa. Vedeți ce proprietăți au respectivii și uitați-vă la bugetari. Că iau și vile cu piscine, ultimele răgnete de mașini și așa mai departe. Păi da, că trec în acte că fac locuințe de 2 miliarde și așa. De fapt ele și sunt vrea, de 11. Revenim, să revenim la domnul Heiuș, care nu știe toată lumea ce face, care este obiectul controlului în această perioadă. Acum, vorbim acum. Zilele ăștia și următoarea perioadă. Cei de la antifraudă nu se ocupă de marile afaceri. Da? Uh-huh. Și mai ales că noi avem toată Oltenia. Se ocupă acum să urmărească profesorii care fac asta acasă. Meditații. Aoleu, acolo este mare evaziune. Da. În zilele respective ăștia care vorbesc, asta fac acum, urmăresc. Să caute și... Asta au ei tematic, control tematic de controlăm la... profesorii care fac meditații legal la negru? Da. Aoleu. Da, aia fac în această... Ăsta e obiectul care îl fac, îl desfășoară în această săptămână. E bine, nu? Ca să vedeți și dumneavoastră cu ce se ocupă domnul Heiu și spune... Astăzi l-am văzut acolo spunând la masa guvernului că pai de mine, luna asta și luna viitoare fac profesor. Pe ce să faci, fratele? Unde găsește el părinți să declare că profesorul respectiv ia banii pe meditație? Da? Cam de asta se ocupă, doamnă, de mojicii din ăștia și nu se ocupă, v-am spus, de Ioana Petrescu, care vine nouă și ne spune acum cum se va face da bani. Dar de ce trebuie să vină un astfel de filtru numit Ioana Petrescu ca să ne spună nouă la cine trebuie să ajungă pe banii, cei care cum conduc trebuie să județul, se împartă banii și așa mai cei departe. Care conduc județul, să se spele unii pe mâini sau nu vor să fie pătați că dau s-o spune, anumită s-o spune direcție? Direct. Haideți să o spunem direct. Cei care conduc Consiliul Județean. Deci acolo păi, ziceți da, Consiliul Județean a semnat contracte. Nu le-a semnat eu, doamnă. Nu le-am semnat eu. Cum le-a acceptat? Păi dacă ei nu sunt mână-mână cu Ponta, doamnă. Zona metropolitană e condusă de primar PSD, care vine aici primare și ne spune că noi facem. Ce faceți, mă, nu faceți nimic, vă bate joc de oameni. Vă duce să-i mințiți pe toți pe la poartă că nu știu ce a făcut PSD-ul, n-ați făcut nimic. Din contră, aveți o belea și mai mare, dar n-am voie să mai spun de acolo că am fost audiat în dosar și nu pot să... n-am voie să vorbesc. Dar ei nu știe ce așteaptă. Toți care au semnat hârtiile respective. Deci există în lucru, spuneți dumneavoastră, dosare la organele de anchetă legate de toate aceste lucruri care apar în spațiul public. Este, asta pot să o spun, e structura centrală a DNA-ului. Și am fost chemat acolo, audiat, să ascult ce s-a vorbit de unul de altul, dacă le cunosc vocile și așa mai departe. Deci un dosar greu la DNA, spuneți dumneavoastră. Greu. De foarte greu și eu sunt convins că
fost organ de cercetare penală, sunt convins că se va lăsa cu... E vorba de milioane de euro, da, mă rog, la vremea, da. Deci foarte greu. Și da. Se va rezolva până în campanie? Nu știu, adică... nu e treaba mea. Deci ați fost audiat. Asta este important de spus. Da, doamnă. Am mai fost audiatorul de structura centrală cu o instituție a județului Gorj, care pare că e cea mai respectată instituție. Ce am auzit acolo, mă rog. Din înregistrările respective. Ne mai mirăm că lucrurile nu merg bine în niciun domeniu? Nu. Nu, corupția e atât de mare încât nu mai cred nimic. Nu mai cred nimic. Avem un deputat de Gorj care vine acum, el n-a făcut altceva decât să vorbească despre probleme din minerit. Dar din imobiliarele care le face la nivelul municipiului Târgu Jiu, în zona ansamblului Brâncuș, nu vorbește. Nu știu despre cine este vorba. Va veni la timpul respectiv, că începem campania electorală, mai avem un an. Adică trebuie să arătăm oamenilor din Gorj factori politici care vrea să-i voteze, să-i voteze din nou. Deci și vin aici... politici care sunt implicați în afaceri și de fapt fac bani de pe cârca oamenilor sau a influenței pe care o manifestă la anumite instituții. Ai influențe, doamnă. Da. Da, nu merg. Cum să obții? Nu obține nimeni autorizație, dar domnul deputat cu clanul care sunt a rezolvat problema. În ansamblul Brâncuș. Grav. Grav dacă se întâmplă și acest lucru. Și nu vorbim de imobiliare, nu vorbim de o casă, domnul. E că vorbim despre de complex, complex rezidențial, dacă se înțeleagă discutăm, lumea. Da. Vom vedea aceste dosare, nu trebuie mai multe, pentru că astea sunt nu ordinele nu de la da, anchetatori, nu cei care sunt audiați n-au voie să dea din casă, corect. Domnul Fugaru ne-a zis câte ceva. Cert este că astfel de dosare, ca cele pe care le vedeți acum pe ecran, cu Neață, care nu se mai gândea nimeni că îl mai leagă ăștia odată, și cu alții medici celebri, nu rămân în sertare, dar asta este important, că totuși cineva lucrează pentru noi și mai bagă în sperie pe ăștia care își bagă mâna până la cot în visterie. Doamnă! Și ne mai și omoară cu zile, asta e marea problemă. Au zis, vine să râd, de un inspector de control care, să vedeți, venea la mine, eu care sătul de șmecher din ăștia care vin să-și facă impresii în fața mea. Așa. Când am ascultat într-un convorbire, nu venea să cred. De ce? Bani să vorbea acolo și așa mai departe. Nu venea să cred. Adică vorbiți despre funcționarea statului, da, care da, sunt da, implicați da, în astfel de business-uri private. De care... inspector, dar normal. De inspector care să dea autorizație, mă rog, cineva a făcut-o, în care și eu aveam cunoștință și m-a trecut acolo. Da, și m-am dus și normal, am avut o discuție principală și normală cu... Mie nu mi-e frică de ei, eu le spun și în față. Dar când va veni la timpul respectiv, atunci o să facem și emisiuni și să spun direct despre cine este vorba. Despre cine este vorba. Foarte, foarte, îmi spuneți, numai dumneavoastră personal, mi-ați enumerat aici câteva dosare penale care sunt în cercetare la anchetator, lucru care mă uimește. Doamnă, aveam doamnă, senzația când că de văd așa, domnul ăștia dorm. Doamnă, din oameni care vin primari, cel mai cinstit, cel mai, bă, este cei mai corupți. Doamnă, cei mai corupți, îmi spun mie de... Vine păi, cu și mai ești corupt, făt frumos pe cap frumos. Mai ești corupt când ai un salariu bunicel, când ai influență, când da, plătește primăria de la benzină până la... Da, pentru că s-a ajuns zilnică. În situația procurorilor și a polițiștilor, care 80%, nu, apropo și de polițiști, dar de procurori nu se mai pune problema. Fac dosare la comandă, fac cercetează la comandă, nu se uită absolut nimic. Din contră, până vine să te ia deja pe surse, iasă în presă. Așa? Și cei din poliție. Dar acolo mă refer de șefi, care șefii au oamenii lor care îi pun să muncească. Să execute ordinele politice. Grav, grav. Cert este că suntem într-un an preelectoral în care se poartă tot felul de negocieri. Astăzi am văzut unele care au transpirat puțin în presă. Nu știu dacă ați văzut și dumneavoastră. Da, da. Cu siguranță o parte dintre telespectatori au văzut.
materialele colegilor mei de la radio, a apărut o declarație și a domnului Romanescu vis-a-vis de faptul că și-ar fi dat seama că nu este susținut de Ion Iordache pentru o candidatură la Târgu Jiu. A apărut și o candidatură a lui Adrian Tudor de la Partidul Verde pentru primăria municipiului. Încep cu primăria municipiului și după discutăm și de altele. Vă spune, cum vi se par apele în momentul de față pentru această primărie? S-a vehiculat evident că domnul Romanescu va candida din partea PSD. Haideți să vă spunem un pericol care există. Vă rog. La această oră, da. Bătălia este foarte mare. Scaunul Romanescu e în pericol în sensul că e posibil să nu candideze nici la PSD. Să nu candideze nici măcar la PSD? Nu. Și cineva să îi joace o festă? Adică da. Omul vrea... Adică domnul, și-a dat seama că la PNL domnul, nu mai are loc domnul, și vrea la PSD adică și PSD-ul domn, să-i dea seama? Adică domnul Iordache a bătut mâna cu PSD-ul prin care i-a spus că îl ajută pe candidatul PSD-ului, indiferent care va fi ăla, îi va pune un candidat prost din partea PNL-ului, numai să nu-l accepte pe Romanescu. Da. Am dat o știre ca să o sunteți urmăriți. Convins că totuși Iordache ar gândi așa? Adică da. Ar, da. Și-ar dinamita Doamnă. Propriul candidat doar să-i facă răul lui Doamnă. Romanescu? Am o întrebare pentru toți oamenii cu scaunul la cap și în special pentru domnul Plăveț. Dacă, de la CEO. De la CEO. Dacă nu mai îi se prelungește mandatul. Am înțeles că nu mai vrea. Să ne spuie public de ce nu. Care sunt motivele. Deci domnul Plăveț, directorul CEO, directorul companiei, dacă nu mai candidează, să ne spună de ce nu. De ministrul energiei pe această funcție. Da. Un tip ușor mă rog. Dificil din ce am înțeles. Da. Eu, și destul de nelipicios la poate anumite ne, chestii. Poate ne spune și ce amenințări face un pas înapoi. Poate ne spune și ce amenințări a primit. Păi și măcar ne spuneți dinspre ce tabără a primit amenințări. A PNL-ului. Că, da, a PNL-ului. Dar despre tabăra cui? Și să păi înțelegi credeți? Că PNL-ul trimite acasă pe Plăveți trecând peste ministrul energiei? Nu îl trimite acasă. Că, decât complexul să ajungă în... Cred că mai bine o să lăsăm să verifice întâi cine trebuie. A, deci nu vreți să ne spuneți ce ar putea să se întâmple, decât lucruri că grave. Informația lucruri este grave. Clară că domnul Plăveț ar fi fost și amenințat poate, de oameni și din poate PNL. E om cu scaun la cap și a dat seama că decât să se întâmple asemenea lucruri, mai bine pleacă liniștit decât să aibă... Acum eu nu-l cunosc pe domnul Plăveț. Nici eu nu-l cunosc, nici nu-l cunosc, eu îl cunosc din auzite. Eu vă spun din sursele care le-am primit. Îl cunosc din auzite, omul ministrului energiei a dus aici pentru că oamenii de la Gorj nu au fost capabili să depășească s-ar putea, niște situații de criză. S-ar putea ca instituțiile statului care au în fișa postului să apere muncitorii din CEO să prevină această catastrofă, ca să zicem așa, în momentul respectiv. Dar așteptăm. Și-ar face chestia asta pentru că și-ar dori pe altcineva în locul domnului Plăveț sau oricum vine rotativa? Mai nu, doamnă, are un nu, control PNL-ul? Odată ați văzut toți indivizii din biroul permanent al organizației județene că rad cu și mătură pe jos cu Plăveț și cu alălalt președintele Consiliului de... Da, 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 am văzut. Deci ziceți că e ordin pe unitate să le dea la cap... Da. Și omul decât să aibă alte probleme mai și ceva pe conștiință, mai bine pleacă acasă. Vom vedea ce se întâmplă. Asta, da, așteptăm, dar vom vedea. Este foarte interesantă ipoteza. Da, și s-ar putea să vedem și poate să dejoace alții jocul. Da, mă rog. Da, așa se joacă mai nou, cu pumnii doamnă. La vedere, nu se mai joacă nimeni, nu mai pune mănuși. Păi, doamnă, exemplul avem de la Iohannis, doamnă. Din e punctul meu de vedere și nu am niciun regret să mi-l retrag. Ce s-a întâmplat în cazul colectiv e mâna... Acolo n-a fost... Deci au fost sacrificați niște oameni pentru ca da, să fie o lovitură de stat, ca să fie o lovitură politică de imagine asupra guvernului de atunci, adică al guvernului Ponta, la acel moment. Care a doua zi a și plecat, nu?
Evident, în urma presiunii populare și a faptului, a tragediei care a avut loc, evident că asta s-a întâmplat, că au fost mai multe victime colaterale, nu numai victimele propriu-zise. Normal, normal. Sunt, dar nu... Primarul Piedone și alții care... Da, dar primarul a făcut pușcării, face pușcării degeaba, din punctul meu de vedere. Autorizațiile când le dă, de exemplu, mai e un caz. De exemplu, la Cărbunești. ISU dă aviz de funcționare și primăria nu dă autorizații. Da? Și el funcționează în continuare. Da, mulțumindu-se pe o jumătate de autorizare. Cum doamnă. Deci acea unitate funcționează pe jumătate. Da, instituțiile legal. Statului nu funcționează legal nici acolo, doamnă. Că cel care a dat aviz de funcționare n-a verificat nimic. Deși, atenție ce spun, știa tot ce este neregulă. Știa tot scris cu mână, știa. Și au trecut peste, că au fost mai mulțumit, mai bun banii. Dar acolo și-a dat șpagă direct, că s-aude și cât s-a dat, nu discutăm. Cumplit. Nu mă gândeam că se mai continuă să se facă astfel de măgării când se știe cazul colectiv, doamnă, și da, tragedia, da, care a urmat, da, și după, adică, da, consecințele. Poate să fie acolo o tragedie și mai mare. Și atunci am să ies public și știu de hârtii și știu de malacul că susține această problemă și așa mai departe. Ce va spune atunci? Că sunt hârtii de mine depuse. Să spună că nu e așa, atunci spune eu procurorul, ia-mă cu totul, că eu aveți material. Să știți că dau și eu din casă așa. La mine au ajuns foarte multe persoane în ultima perioadă. Eu am luat-o nu neapărat ca un iz de campanie, dar oamenii probabil simt acum că sunt mai luați în considerare. Există, așa cum spuneți dumneavoastră, foarte multe plângeri la adresa, fie că sunt primari, fie că sunt șefi de instituții, da, care, cel puțin autoritățile implicate, anchetatorii, le dau speranțe oamenilor că vor pune în mișcare aceste roțe, doamne, ale justiției și că respectivii vor cazul, fi luați cu cătușe. În cazul în care am spus eu... Deci am auzit asta din gura acestor oameni. Acum că oamenii sunt creduli și cred că aceste reclamații se termină așa cum cred ei, nu știu. În, dar cazul, eu... în cazul ăsta care eu vi l-am spus așa pe scurt, primarul de la Cărbunești n-a vrut să dea. A știut că e vorba de pușcărie acolo, dacă e, și se poate întâmpla o catastrofă și nu se duce vorba lui. Să se ducă cine a dat cu totul. Și să știe, să știu și amenințările care au fost făcute și așa mai departe. Da. Grav. Da. Grav, că încă, da, și mergem pe amenințări. Vorbim de un ISU care se consideră cea mai frumoasă și cea mai bună instituție la nivelul județului Gorj. Acum, eu ca jurnalist vă spun că dinspre ISU există o oarecare comunicare excelentă în ceea ce privește activitatea de incendii. Da. În ceea ce privește autorizarea acestor tip de afaceri, presa nu prea întreabă, că n-au fost incidente și atunci ne interesează mai repede ce că la omul ăla iarde casa. Da, acum că probabil aveți dreptate, asta rămâne să vedem. A fost un scandal care a legat într-un fel și ISU, așa ca o tinichea de coadă, cu povestea cu Minprestu și cu vânzarea unor posturi care au legătură și cu ISU Gorj, dar momentan deci, doamnă, nu ne putem pronunța la acest capitol. Doamnă, înainte de a da acel aviz, ce vreau să vă spun, că știau despre aceste lucruri, dar i-a dat aviz peste oameni inspectori sub, bine, nu vreau să spun mai multe, că noi, nu e cazul acum, voi spune când va veni timp. Hai da, să și întoarce... acolo primarul chiar n-a vrut să dea. Dar... Deci există și coloană vertebrală, da, și chestii asumate și da, oameni care văd dincolo de povestea asta. Vreau să ne întoarcem, că mai sunt doar 5 minute din emisiune. Mi-aș fi dorit să-l am și pe domnul Romanescu, dar timpul este foarte scurt. Ați văzut că vorbește mult și ar fi chiar păcat să nu-l auzim, dar, la o emisiune viitoare. Sfatul meu este să vină aici pe acest scaun sau aici. Da, chiar m-aș bucura. Eu l-am sunat o singură dată. Așa mi se pare normal. Nu mi-a răspuns la telefon. Asta a fost. Eu mi-aș dori tare mult să-l prind până în sărbători, dacă nu după sărbători, pentru că sunt cetățeni care...
da, dor să audă așa, din gura să revenim aici lucruri. Cu varianta că s-ar putea să nu fie candidat asta nici la PSD-ul. Asta vreau să vă întreb, că aici rămăsesem. Da, aici rămăsesem. Da, să, nu știu dacă ați remarcat. Și da, știți că PSD a făcut sondaj. Declarația lui... Dânsul ne spune aici că stă bine în sondajul PNL. Și declarația domnului Păi nu, că dacă te dărâmă sistemul, degeaba ai tu... Dacă ați văzut declarația astăzi al domnului Pecindina? Nu, că să știți forțe, că nu. Sunt forțe care luptă pentru asta. Da, deci asta a e posibil să nu-l mai printre vedem... Printre cuvinte? Printre cuvinte, dar n-am spus-o direct la mine. Dar asta se joacă pe domnul Iordache, nu contează cât îl costă. Îl costă, vă spun eu ce îl costă. Împărțirea județului. Jumate, 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 jumate. Și ar face, ziceți dumneavoastră, așa, că, dar, domnul Iordache, asta dar cu doar condiția, ca să nu... Cu condiția ca PSD-ul... Să nu ia PSD-ul să-l lase pe Marcel Romanescu? Da. Păi știți care e povestea? Nu candidează din partea PSD, nu candidează din partea PNL, poate candidează din partea AUR, poate candidează din partea, nu știu, orice USR. Partid, orice, orice partid USR și l-ar dori pe Marcel Romanescu, acum normal, să fim serioși. Acolo nu poate să se ducă la USR, că n-are cum. Dar se poate ca duce... Idee. Deci se poate duce oriunde. Până la urmă, da. Se poate duce, ia un partid de... Un partid din ăsta, per AUR și așa mai departe, se poate duce oricum. De ce se duce? Se duce pentru că îi trebuie listă de consilieri și ca să aibă majoritate. Dacă nu și s-ar valuta. Duce independent. Și are șansa de, la câte s-au făcut în municipiul Târgu Jiu, mă rog, s-au făcut, doamnă, pentru că văd pe unii că spun de parcări. Să se ducă în Timișoara, să se ducă în București, să, să vadă, au pe unde parca. Haideți să fim serioși. Dar noi nu vrem să vedem exact ca românii. Românii când trec granița dincolo de la noi. Se comportă așa cum automat, trebuie? Și da șeful să trăi șeful, stă în mașină, face la noi cum a trăit, cum a trecut granița înapoi, dă în cap, îi face și așa. Așa se întâmplă și la noi la Gorj. La noi trebuie să-i punem totul pe farfurie. Românul nu vrea să se implice cu absolut nimic ca să contribuie și el la binele municipiului sau și așa mai departe. Vom vedea atunci cum se vor trage sforile pentru municipiul Târgu Jiu. Am văzut că Marcel Romanescu, printr-o declarație făcută la Radio Infinit, a arătat că știe ce se întâmplă în spatele lui și faptul că PNL-ul nu va merge cu el ca și candidat. Dar eu zic că este doamna, timp să stabilească în ce barcă se va urca. Încă nu vreau să zic vorbe dure acum. Eu le-aș transmite inclusiv domnul Iordache. Să nu se ia cu mine în coarne, că nu vreau să zic vorba mea. Eu am fost organ de anchetă și am fost de la pe timpul Ceaușescu. Dacă cu mine să mai ia sau mai pune vreo persoană să-mi facă reclamație, s-ar putea să ies atunci public și să chiar să tăvălesc cu el pe el. Deci... Nu e că este inspector. Deci se... E nu că e. Păi de ce se pregătesc mănușile? Păi da? Doamnă, mi se spune mie că și toți și-au pus pata pe mine că țin eu cu Marcel Romanescu. Care-i problema dacă îl țin? Pentru că copilul ăla e crescut de mine, Marcel Romanescu. În politică vorbesc, nu altfel. Că ce face, răspunde. E major și nu mă interesează pe mine. Probleme celelalte. Nu contează fiecare dar ce nu opțiune pot să mă da și ce așa. Prietenie sau amiciție are cu cineva. Nu contează, dar bineînțeles. Dar să te duci, să pui pe unul să scrie și din păcate a fost și cineva din presă care i-a spus terminați cu lucrurile astea. Să scrie despre mine. Nu voi scrie niciodată despre Fugaru, că e prea corect. Nu, asta e foarte bine. Să da. Știți că n-am văzut materiale anti-Fugaru în momentul omul de față, spus, dar ne așteptăm. Omul mi-a spus foarte clar. Terminați-vă, nu reclamați nicăieri, nu faceți, nu drege și așa mai departe. Dacă vor să vadă câte controle am avut, să vină și nu-i niciun fel de problemă. Chiar și acum am avut finanțele. N-am avut niciun fel de probleme de obiectat. Nu mi-au găsit oamenii ca ălea cu zecile de lei, aia nu-i niciun fel de problemă. Și știți cum e, până la urmă trebuie să își dar facă să, și gânsi treaba trece. Și da, să bine, vină nu, să facă aceste controle. Nu, nu, dar v-am spus că eu nu obiectez, nu, mă, să vină oricând să facă controle, n-am niciun fel de... Dar nu elea politice,
cum a făcut domnul Ilie antifraudă. Cu siguranță. Nimeni nu-și dorește chestiuni să se facă controle politice, doamna, dar vine perioada, știți? Da, v-am spus cu cineva de la poliție care insista, din șefii din la poliție, insista la așa, la finanțe, să, nu dosar de evaziune și a zis, plecați cu totul de aici. Nu vreau să, pentru ăștia nu sume, că ele sume dintr-o zi la o producție, care nu le pot aduna toate, că alea nu sunt, sunt materiale consumabile și așa mai departe, ce s-a băgat în materia primă. Pe cum vii să... De, ce să-mi facă? Chiar m-ar bucura că mă umflă pene mai mult. Pentru final, că deja am depășit și tehnicul ne avertizează că am depășit timpul aferent emisiei, va candida Ion Fugaru la alegerile din 2024? Da. Primărie, altceva, altceva, doar consilier, vă duceți mai departe, o listă de consilieri județeni. Nu știu, vom vedea la vremea respectivă. Deci veți candida, veți intra în luptă pentru în alegerile locale, bătut în cuie partidul sau ne mai gândim? Nu. Deci ne mai gândim, da? Doamnă, este timp. Doamnă, eu v-am spus, eu vreau să ca un lider partid care vin pentru oameni, nu pentru mine. N-avem, ce spunea dumneavoastră la începutul emisiunii și spun și eu și sunt de acord întru totul. Nu avem partid de opoziție în Gorj. Nu avem organizație care să facă opoziție în Gorj acestor oameni. Dacă nu să se ducă, nu să stea acolo, știți, dar mi-e frică că nu știu ce îmi face și așa mai departe. Nu să deschidă ușile partidelor, să nu le țină închise, că știți ce fac mulți. Aoleu, să nu cumva să pierd, cum a făcut și domnul Miruță, care aleluia și deputăție și tot, așa, făcut. Am auzit că sunt ceva probleme și pe acolo, pe la USR și neînțelegeri. Mă rog, și... e treaba lor. Nu așa, nu se închid. Dondera și dacă, alea. Dacă și ești alea. Bun, ești bun, du-te, nene, și adu oamenii cei mai valoroși. Că dacă, și prin oamenii valoroși tu îți demonstrezi valoarea ta ca om. Ce ai făcut în viața ta? Nu închide mușile partidul că ți-a unul locul după primul pe listă. Așa a făcut și Fuciu. Teama, teama. Așa a făcut și Fuciu și a pierdut deputăția și așa mai departe. Avem destule exemple. Deschideți ușile partidului dacă vreți să vină oameni și luptați pentru oameni. Eu, un singur lucru le transmit, vor fi 1000 și ceva de persoane care trebuie trecute în liste. Doamnă, dacă un partid nu are un activ care să depășească 1000 și ceva de persoane, pentru locale trebuie în jur de 2000 de persoane. Uite, 2000 de membri cu adeziune, cu carnet, cu așa mai departe. Dacă nu îi ai, atunci n-ai ce juca în această campanie. Mulți nu înțeleg că dacă n-ai listă completă în fiecare secție de votare și asta, mulți trebuie să înțeleagă, dar mă rog, mai puțin să vină la lecții de politică dacă vor, la locale să fac alegeri pe circumscripții. Fiecare localitate devine circumscripție. Și acolo trebuie să ai oameni, că dacă n-ai listele completă din circunscripția respectivă, nu poate să-ți trimite om în secție. Nu-ți dă voie, că nu-ți dă legea voie să ai om reprezentant în secția de votare. Despre ce? Nu ne culcăm pe ideea, lasă-mă că știi, pun 3, 4, 5 în față și gata, nu mai... Nu, sunt multe lucruri de discutat despre acest, despre acest aspect, dar atâta spun. Trebuie să aveți peste 1000 de oameni, domnul Fugaru zice chiar 2000, doamnă, ca am să puteți la organizare. Să jucați cu ambele picioare în meciul ăsta la alegerile locale, nu doar într-un picior, sau într-o cârjă. Și mai e ceva, un lucru foarte important. Trebuie să fii constituit. Care mulți nu pricep ce înseamnă asta, pentru că te contestă PSD-ul sau PNL-ul, că ei de aia nu facă lege acum, cu niciunul, că în momentul când ți-ai depus candidatură și tu la nivel județean nu ești constituit, n-ai voie cu candidați. Grav. Deci încă un lucru de care să țineți minte. Da. Mulțumesc, domnule Fugaru, pentru prezența aici, mulțumesc celor care ne-au privit de acasă. Nu uitați, sistemul sanitar are hibe. Să ne facem o cruce lată când intrăm într-un spital, din păcate, pentru că poate ne întâlnim cu doctori ca domnul Neață sau ca domnul doctor de la Craiova. Așa că foarte mult noroc în momentul în care avem probleme de sănătate. Despre alte hibe din toate sistemele, le știți și dumneavoastră și noi, am discutat foarte mult aici la Ora Adevărului. Mai discutăm și mâine tot de hibe din sistem cu invitații mei de mâine seară. Rămâneți alături de noi, mai sunt doar câteva zile cu această emisiune până în sărbători. Este săptămâna mare, poate ar trebui să vorbim mai puțin de politică, dar... vorbim despre evenimentele care se întâmplă lângă noi. Și dacă politica este prezentă, n-avem ce face. Seară liniștită tuturor. La revedere!
Thank you.